Patronul unui restaurant de lux din Cluj pare complet rupt de realitatea din România. Recent, el a anunțat că va vinde în localul său cel mai scump burger din lume. Astfel, el va dobori recordul stabilit în SUA, unde într-un restaurant se vide un burger cu 6.000 de dolari. Cel mai scump burger din lume de 6.200 de euro, care va putea fi achiziționat cu ocazia Festivalului de Muzică Untold din Cluj-Napoca, a fost prezentat sâmbătă. La ora actuală, cel mai scump burger costă 6.200 de dolari și este vândut de un restaurant din New York. Kilogramul de carne Kobe costă 1.000 de euro, iar un kilogram de cartofi la Bonot costă aproape 700 de euro. Potrivit sursei citate, ingredientele conținute de burgerul de fițe are ingrediente speciale. Mai exact, un kilogram de vrăbioară de carne de vită, 300 de grame de chiflă făcută din maia veche de 300 de ani, adusă din Italia, și apă virgină dintr-un iceberg din Antarctica, fără minerale, adusă din Norvegia și care este acoperită cu foiță de aur. Mai este nevoie de 200 de grame de brânză maturată de 10 luni, 100 de grame de jambon, ceapă de tropea caramelizată, maioneză din nou bio, salată biologică din grădina de legume proprie a restaurantului, o moale bio de găină, chipsuri din cartofi la bonet, gătiți în untură nobilă de gâscă, trufe locale din Transilvania, caviar beluga imperial, salată creață specială. Burgerul prezentat sâmbătă în premieră a fost dăruit unei absolvente de liceu din Cluj-Napoca, Amalia Hațegan, care a fost admisă în acest an la Universitatea Sorbona din Paris, specialitatea matematică informatică, relatează gândul.ro.